Deja suntem la a 23-a apariție continuă a revistei. Încă din 1926, revista Martos a avut cumva una dintre revistele etalon ale antropologiei, ale cercetării antropologice și ale cercetării muzeale. Revista Martos o găsim integral pe site, dacă sunteți curioși. Pe VTV Muzeul Țăranului Român, la partea de arhivă, sunt toate numerele integral, toate articolele în format PDF. Trebuie doar să mergeți pe butonul de arhivă. Trebuie să spun încă de la început că numerele Martor au o parte de articole academice și o parte de articole dedicate bibliografiei, prezentând în general. Vă rog să nu puneți, chiar dacă noi am pus... Mai suntem din cauza, nu vă rog de la... Îmi cer scuze. Deci, revista Martor are o parte de texte academice, în special care provin din domeniul antropologiei, istoriei, sociologiei, etnologiei și are tot așa o secțiune special dedicată muzeologiei. Prezintă experimente muzeografice pe care Muzeul Țăranului Român le-a făcut sau pe care alte muzee le-au prezentat de-a lungul timpului. Anul trecut însă, pentru că eram și în contextul șantierului de consolidare a muzeului, sala în care ne aflăm, sala Irina Nicolau, fiind și ea în șantier și, după cum vedeți, este gata, restaurată, am considerat că este foarte oportună propunerea pe care Simina Codică, Andreea de Sus și Damiana Ocioi au făcut-o, de a avea un număr dedicat schimbării în muzee. Astfel că am aplicat la Administrația Fondului Cultural Național și am reușit să publicăm revista în condițiile grafice excelente cu care ne-am obișnuit deja publicul nostru. Și avem o serie de articole despre care o să vă vorbească cei care au coordonat numărul, cei trei cercetători. Și ce mai vreau să mai spun este că legătura cu muzeul nostru, pe lângă faptul că avem un articol dedicat muzeului nostru, semnat de Marian Denis, etnolog francez, și de Florian Foșe, care este un etnolog belgian, și Florian Foșe, care este un artist francez, avem și în interstițiile dintre articole și dintre capitole imagini din arhiva muzeului nostru, arhiva etnologică, selecționată de către Diana Iacob, care nu poate să fie cu noi în această seară. Haideți, vă rog. Și care cumva fac legătura între articole și imagine. Sunt cumva imagini de arhivă, în modul în care arhiva, de fapt, nu doar registrează cercetările pe care noi, ca cercetători și ca muzeograf, le facem în cadrul muzeului, ci documentează schimbările care apar în muzeu. Imaginile din arhivă sunt, în general, imagini din timpul realizării Muzeului Țăranului Român, expoziții temporale care au fost realizate în anii 90 și care cumva întrecesc revista. Dar mai multe despre numărul de față am să dau cuvântul coordonatorilor, pentru Simina Codică, actualmente curator la House of European History, în Bruxelles.